Catedrala Arhiepiscopală din Atena, Biserica Sfântul Spiridon din Corfu, Mănăstirea Sfântul Patapie sunt doar câteva dintre locurile pe care le vizitează în aceste zile un grup de pelerini români din Viena. Pelerinajul în Grecia este organizat cu sprijinul agenției Basilica Travel a Patriarhiei Române. Până pe 12 februarie, un grup de pelerini români din Austria participă la un pelerinaj în Grecia pe urmele Sfântului Apostol Pavel. Mai multe detalii ne oferă prin telefon părintele Emanuel Nuțu de la parohia românească din Viena. Ne bucurăm în aceste zile binecuvântate cu vreme frumoasă, chiar dacă este un timp de iarnă, de întâlnirea cu mijlocitorii noștri din Ținutul Eladei, Sfântul Apostol Andrei, care este și ocrotitorul comunității noastre din Viena, Sfântul Patapie, Sfântul Gerasim din insula Kefalonia. Ne-am întâlnit chiar astăzi și ne-am închinat la Sfântul Ierarh Spiridon și la Sfânta Împărăteasa Teodora în insula Corful, Sfântul Dimitrie, Zvorătorul de Mir din Tesalonic sau Sfântul Nectarie din Egina. Ne vom închina și la Sfântul Ioan Rusul din Evia sau la Sfântul Efrem cel Nou sau vom vizita Complexul Monahal Meteora. Un bogat program duhovnicesc. Și ne bucurăm de asemenea de o atmosferă duhovnicească deosebită, creată de minunații pelerini, prin rugăciunea comună, prin cântare de pricesne. În cununarea pelerinajului este participarea la Sfânta Liturghie și chiar astăzi am participat și am slujit chiar la Biserica Sfântului Spiridon din Corfu și am fost foarte bine primit și vom mai participa la o Sfântă Liturghie la Mănăstirea Sfântului Efrem cel Nou. Pelerinii se vor întoarce în Viena duminica aceasta.